Dar cine n-a făcut într-o zi o faptă bună, ziua aceea a trăit-o degeaba. Eu și chiar când fac câteodată câte un rău, fără să vrei face rău, măcar intru la magazin și cumpăr 3 pâini și le dau cuiva de pomană. Zic, mă, măcar să vadă Dumnezeu că am făcut și ceva bun, să nu rămân ziua asta leneșă, pierdută. Adică trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. Trebuie, dacă nu mergi la biserică, îi spune clar Hristos, cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață veșnică. Cum? Să se sfințească faptele tale. De exemplu, dumneavoastră veți spune următorul lucru. Da, uite, patronul cu tare, corporatistul cu tare, directorul cu tare, managerul cu tare, ține casa aia de copii, ține orfelinatul ăla, ajută bătrânii aia azilul. Da! Numai că există o chestiune. Dacă eu iau paharul ăsta cu apă și îl dau cuiva și el îmi spune boda proste, eu deja îl găsesc scris sau spun în numele Domnului, îl găsesc scris în cer, când spune Evanghelia. Pentru un pahar de apă nu vei pierde plata. Dar eu pot să dau o fântână întreagă de apă, dacă nimeni n-a spus boda proste, că cum spun oamenii când fac o fântână la țară, cred că ați prins lucrul ăsta. Băi, nu îngrădi, fă-i o leacă de loc, poate mai vine cineva și bea apă și zice un boda proste. În ideea de a face milostenii conform Scripturii. Uh-huh. Când te duci la stână, ce îți spune baciu? Hai să guști o bucățică din fructul oilor, să fie de sporul lor. Și nu te costă bani, îți dă o bucată de mămăligă și o bucată de brânză, o bucată de urdă sau o brânză cu smântână. De sănătatea oilor. Ei, lucrurile astea toate sunt atribuite lui Dumnezeu. Când ai sfințit casa, i-ai dat-o lui Dumnezeu să o păzească. Când ai sfințit fântâna, ai dat-o lui Dumnezeu să facă milostenii cu ea în numele tău. Când ai sfințit livada și ai dat un pom de pomană, de ce aduc oamenii cireșe, fructe, mere, pere la biserică? Pentru sfințirea livezei, pentru sporul livezei. Deci asta înseamnă fapte. Dacă eu fac fapte bune, mă duc și fac ceva, dar n-am treabă cu Dumnezeu, ea nu că nu-i trecută ca fapte bune, că păgânii fac bine, din ale firii, neavând lege. Dar eu nu sunt păgân, eu am Dumnezeu cu botez, am legea creștină, care mă îndeamnă la faptele milei sufletești. Să adapi pe cel însetat, să îmbraci pe cel gol, să hrănești pe cel flământ, să mângâi și să îngrijești pe cel bolnav și să cercetezi pe cel din temniță. Bine, ne referim în temniță cum eram diferite vremuri, când erau sclavi. Acum corupții stau în temniță un an și după aia consumă 60 milioane de euro toată viața lor fără să bat un cuie, la nu-l vizitez. Timir, deci nu i-a luat statul banii și nu-l lăsa să muncească, l-a pus la hodină. De ce preoții nu mai sunt la fel de apreciați ca înainte? Da, o întrebare suficient de subțire, dar cu 7000 de răspunsuri. 1. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur. O preote, dacă ai fi știut ce plată mare ai în cer pentru lucrarea pe care o împlinești, tot neamul tău ar fi fost fericit și tot s-ar fi mântuit. Dar vă spun, o preoților, pentru că adeseori considerați această lucrare divino-umană ca o meserie, cum spun unii oameni, aia e bănoasă meseria de preot, duci-te fă preot că ai bani. Nu e așa. Asta este o mare, mare înșelătorie. Sunt preoți, nu săraci, ultra săraci, sunt preoți modești, ultra modești, sunt preoți ultra cinstiți, sunt preoți ultra discreți, sunt preoți ultra neobservați și chiar cu viață sfântă și aleasă, dar care sunt de omenie fără precedent. Și vă spun lucrul ăsta pentru că am avut ocazia să cunosc bătrânii pe care i-am prins eu după 90. Am înlocuit pe aici, prin Iași, câțiva bătrâni, mă mai ceam pe ei la parochie, pe 2-3 i-am spovedit, pe mulți i-am cunoscut și am stat la sfat cu ei, că de la fiecare culegi câte ceva, care nu s-au afirmat. La vremea respectivă era doar un simplu magnetofon cu o bandă, ca o șișcorniță, magnetizai câteva vorbe și după câteva vreme se demagnetiza banda aia și se pierdea valoarea. Acum, fiind metodele astea ultramoderne, digitale, de captare și de înregistrare, avem foarte multe materiale video, avem foarte multe materiale duhovnicești, dar asta nu înseamnă o reclamă. Viața preotului este cu totul altceva. Și am să vă spun un lucru văzut cu ochii mei. Toată lumea vine la noi acolo, de exemplu, care vine la Vladicen și spune: vai, simt o pace și o bucurie,
Așa de bine ne simțim când venim aici? Este adevărat. Nimeni nu contestă lucrul ăsta. Dar unul face liturghia, unul cântă la strană, unul spovedește, unul împărtășește, unul dă un sfat, unul citește o dezlegare, unul pomenește un parastas. Dar preotul care e singur în parohie trebuie să-și le rânduiască pe toate singur. El n-are 10 ajutoare. Pentru el e greu. Deci el trebuie să-și facă o oră pentru spovedit și unul se nervează, n-are răbdare. Trebuie să-și facă o oră pentru parastas, alții n-au răbdare. Trebuie să-și facă o oră jumate pentru liturghie, alții n-au răbdare. Trebuie să-și facă o oră pentru împărtășit, alții n-au răbdare. Trebuie să-și facă o jumătate de oră de predică, alții n-au răbdare. De aici fiecare e cu treaba lui. Ei, toată această pace sau toată această bucurie pe care îi spun oamenii că vin și o găsesc la mănăstire, este lucrată monobloc, în comuniune. Stare se grijește de administrația mănăstirii, să ai mâncare, să ai lumină, să ai apă, să ai căldură, să ai tot ce trebuie administrativ, economul se ocupă de tot ce-i gospodării, slujitorul de tot ce-i altar, paraclisierul de tot ce-i candelor, preotul trebuie să-și plătească și țărcovnicul, și șitețul, și clopotarul, și paraclisierul, și el și cosește prin cimitir, și el și face curat în ogradă, și el și de cuvar. De fiecare trebuie să ai grijă, ei se fac comun în deopște. Dacă ai un consiliu parohial bun și ai niște creștini buni, treaba e bună. Dar dacă ai niște creștini ușor coruptibili, e greu. De ce? Preotul vine în parohie cu o etichetă și aici mă voi folosi de două chestiuni simple, pentru că sunt mult mai frumoase. Eu le consider de 10 ori mai folositoare decât am vorbit noi mult și fără rost. Am povestit-o de multe ori și o povestesc cu aceeași plăcere. Ea este o lecție de logică cum nu s-a mai văzut vreodată. Mitropolitul Iustin Moisescu, gospodarul Moldovei, cel ce în vremea plină a regimului comunist a restaurat toată Moldova și Bucovina cu mănăstirile Mușatini, Ștefaneni, le-a pus în circuitul istoric, le-a dat valoarea de altă dată, le-a adus la grandoarea la care trebuia să fie. Se plimba prin ograda mitropoliei. Și-a văzut un câr de oameni cu o depeșă în mână. Nu s-a arătat că e mitropolitul. A băgat crucea sub rasă și a zis, căutați pe cineva? Da, zice, suntem și noi dintr-un sat oarecare, n-avem preot și știți că e greu de preoți. Dar e mare satul? Da, suntem vreo 2000 de credincioși și vine un preot la câteva duminici și ne face și nouă slujbă. Am vrea să botezăm, să cununăm, să avem și noi liturghie, să avem o învățătură. Și-a zis, bine, veniți încoace. În satul ăla dumneavoastră sunt credincioși? Da. Uite, zice, ca să nu primiți de la mitropolit un preot rău, dumneavoastră aduceți aici cel mai credincios băiat din sat, că eu vorbesc cu mitropolitul să vi-l bage la seminar. Dar alegeți-l voi ca să fie ales de voi, să nu avem probleme, că dacă l-alegi mitropolitul poate să fie o greșeală, poate nu-i bun ăla, poate altul vrea pe altul, dar dacă v-ați stabilit voi consiliul care e omul vostru, nicio problemă. Și au adus un băiețaș, un fecioraș frumos, curat, cu minte ca o fată, l-a trimis la neamț, a dat examenul, a luat, poate și-a ajutat, asta n-are importanță, dar a luat. După 2 ani de seminar l-a hirotonit preot și a terminat studiile după aceea și l-a pus în parohie. Toată lumea bucuroasă i-a mulțumit mitropolitului când l-a instalat, dar mitropolitul la instalare le-a spus: aveți grijă, iubiți credincioși, că preotul dumneavoastră este ca un inel în deget. Dacă o să-l băgați prin noroi, nu o să strălucească. Dacă o să-l țineți tot timpul lustruit și curat, el o să strălucească. Preotul, când s-a văzut preot, a intrat în lumea cotidiană a satului. Și ce e în lumea cotidiană a satului? Este exact acea corupție pe care o urmărește și media. Să-l vadă pe preot beat, să-l vadă pe preot lacum, să-l vadă pe preot nervos, să-l vadă pe preot zgârcit, să-l vadă pe preot abuziv, să-l vadă pe preot curvar. Tot ce pândește media, ca să mediatizeze, că doar de 20 de ani, așa fac, bat cu copita în biserică, doar oamenii n-o să creadă. Marea dramă că au venit niște sondaje IRSOP din afară, care nu țin de România noastră, și au spus că e interesant acest popor român într-o lume tehnologizată, cu digitalizare, cu rachete, cu supersonice, cu avioane, cu lume modernă, cu televiziune, cu mobil, cu telemobil, cu teleportări și prostii câte au inventat lumea. Lumea crede cu aceeași disciplină sufletească în Dumnezeu și 92% din români s-au declarat credincioși și crezători în Dumnezeu și au rămas mirat că suntem unul dintre popoarele prime în lumea planetei, care este foarte
efervescent în ce privește credința în Dumnezeu. Și ei nu înțeleg treaba asta, nu și-o pot explica. Nu și-o pot explica datorită faptului că preoții își fac datoria. Unii spun, da, să-i ție cu capul sub obroc, să nu vadă lumina, să nu vadă dezvoltarea. Dar ce, te oprești preotul să nu știi IT? Te oprești preotul să nu știi cibernetic? Te oprești preotul să nu știi medicină? Te oprești preotul să nu știi cosmologie sau de astea cu rachete și cu avioane? Ce te oprești preotul să faci? Nu vrei tu să faci!